și pușcăriile sunt făcute tot pentru oameni. Este o campanie de prevenire a criminalității. Ne-am gândit să mergem și să le arătăm tinerilor din școli și din licee ce înseamnă pușcăria. Am venit aici împreună cu colegii mei de la siguranță și cu colega mea de la educație, precum și cu două persoane private de libertate, tineri. Am rămas profund impresionat de povestea reținuților. Se încadrează în categoria de tineri, 18-21 de ani, ambii au 20 de ani. Unul dintre ei este pentru trafic de droguri, iar celălalt pentru tâlhărie. Această activitate de astăzi a fost una foarte bine primită, deoarece au avut intenție foarte bine precizată, au avut intenția de a aduce la cunoștință anumite fapte cu anumite consecințe ale acestora. Iar strict asupra mea au avut o amprentă foarte, foarte bună și foarte, foarte practică, foarte eficientă, deoarece m-am familiarizat puțin cu ce înseamnă niște lucruri făcute, gândite foarte puțin. Am învățat că trebuie să fiu mai înțelegător cu cei din jurul meu și să ascult sfaturile care mi se dau, pentru că în cele mai multe momente sunt sfaturi bune. Eu consider că la ei ar fi mers o legătură mai strânsă cu părinții, pentru că ar fi fost mai ușor pentru ei să își spună faptele pe care le-au comis și poate părinții i-ar fi ajutat dintr-un alt punct de vedere sau să realizeze lucrurile respective mai devreme. După un an de zile petrecut după gratii, într-o cameră, cu același ritm, cu aceleași activități, o ieșire în societate este un rezervor imens de satisfacție, de libertate, guști efectiv libertatea în astfel de momente. Și mulți dintre cei care au participat la astfel de evenimente ne spun că au plecat motivați. Faptul că ei aleg să vină în fața copiilor de la liceu, clar își doresc să-și găsească un moment de libertate. Vin și își expun vulnerabilitățile, își expun emoțiile, trăirile. Cei care vin de la penitenciar sunt puși într-o postură de afiș cumva, adică toți cei prezenți privesc la ei ca pare a societății. Cei de astăzi au venit atât de dorniși ca să-și povestească viața lor, motivându-i pe participanți a nu repeta cumva aceste istorii în viața lor și să ajungă astfel și ei la penitenciar. Am dorit să transformăm imaginea aceasta a penitenciarului, să se observe că acolo oamenii sunt ajutați să se îndrepte și că își merită după liberarea condiționată locul în societate, pentru că ei își doresc foarte mult lucrul ăsta.